Articolul lui Mircea Micla se numește Boilere sau avioane și cred că... Boilere? Boilere. Boilere sau avioane. De ce rezema? De situație. De situație. Și zice așa, domn profesor, asistăm la ascensiunea unei noi religii, cea a siguranței. S-a instalat treptat în ultimele decenii, când lucrurile firești au început să fie considerate periculoase. Înainte vreme, o furtună de vară era o furtună de vară. Acum are coduri de periculozitate, galben, portocaliu, roșu. La fel și pentru vânt, frig, căldură, etc. Vedem riscuri peste tot în evenimentele firești ale vieții. Acum, cu pandemia, noua religie s-a răspândit și mai mult în mințile noastre, cu o viteză mai mare decât cea a coronavirusului. Are preoții ei, cei care zi de zi decupează din realitate doar pericolele și ne arată cât de mari sunt, dar mai ales vor fi. Are închizitorii ei, cei care nu te mai pot, care nu te mai pot arde pe rug, dar care te pot linșa pe rețelele de socializare dacă ai încălcat ritualurile de protecție sau autoprotecție, ba chiar și miliția proprie cu carne de amenzi. O nevoie firească, aceea de a ne simți în siguranță, s-a transformat într-o religie. Are tot mai mulți adepți. Unii pentru că își pot justifica prin ea propriile spaime, alții că pentru că prin ea își pot vărsa ura și frustrările. Iar alții pentru că pot câștiga fraudulos, dar fabulos, de pe urma ei. Cultul excesiv al siguranței poate fi dezastros, atât pentru individ cât și pentru societate. Cu cât ne apărăm mai mult, cu atât ne dezvoltăm mai lent. Ajungem să ne protejăm cu costuri tot mai mari, un mod de viață tot mai lipsit de valoare. De aceea transformarea siguranței dintr-o nevoie într-un cult trebuie contracarată prin analiză critică. Și dă câteva exemple profesorul Mircea Miclea, zice așa. Reprezentarea în mintea noastră a pericolului e altceva decât pericolul. Ca orice fenomen complex, pericolul, indiferent care, are mai multe aspecte. Ne apropiem de reprezentarea corectă a pericolului prin integrarea perspectivelor asupra lui. Dacă ne uităm acum la ce ni se spune despre COVID-19, pare că suntem în preajma apocalipsei. Ni se prezintă zilnic date absolute care se cumulează cu cele din ziua precedentă. Toate graficele arată o creștere înfricoșătoare, dar dacă raportăm exact aceleași date la datele din alte țări sau raportăm mortalitatea COVID la milionul de locuitori și comparăm cu alte rate de mortalitate, cancer, accidente auto, gripă, tulburări cardiace, semnificația datelor se schimbă. Apoi, adepții cultului siguranței vin cu o idee simplistă, care susține că cu cât vom lua mai multe măsuri de siguranță, cu atât vom fi mai în siguranță. Fals. Relația este non-liniară. Doar până la un punct, plusul de măsuri de siguranță duce la o stare de siguranță. După care costurile pe care le presupune fac excesul lor disfuncționale. Este firesc să ne spălăm pe mâini, de pildă, pentru a ne proteja de virusuri sau microbi. Dar dacă facem acest lucru excesiv, ajungem la tulburare obsesiv-compulsivă, care ne ruinează viața, cariera și relațiile relevante. Așadar, orice măsură de siguranță suplimentară trebuie judecată riguros în funcție de circumstanțe. Apoi, mai scrie profesorul, de fapt dă un exemplu foarte, foarte bun din inginerie și mi se pare foarte bun acest exemplu. În inginerie, când se construiește ceva, un pod, de exemplu, se stabilește care este rezistența pe care podul trebuie să o aibă ca să-și facă treaba. Apoi, această rezistență se înmulțește cu un factor de siguranță, adică de câte ori trebuie să crească rezistența pentru ca să facă față unor riscuri neprevăzute. Când faci un boiler, de pildă, factorul de siguranță este 6. Foarte ridicat. Când faci un avion, factorul de siguranță variază între 1,2 și 2. Foarte mic. Pentru că dacă iei prea multe măsuri de siguranță, avionul devine sigur, dar nu se mai poate ridica de la sol. Nu mai poate zbura. Așadar, oamenii și societățile sunt fix la fel. Unii vor să fie ca boilerele, să fie în siguranță, chiar dacă fierb în interior. Alții preferă să fie ca avioanele, să poată zbura, chiar dacă riscurile sunt mai mari. Ne așteaptă o alegere. Ce vrem să fim? Boilere sau avioane?
Eu prefer zborul, scrie profesorul de psihologie Mircea Miclea.